cum este cazul la mierea polifloră. Mierea polifloră poate să aibă foarte, foarte multe variante. Francezii au o denumire foarte frumoasă, spune mille fleurs, da? Deci ei precizează că sunt, în traducere mot-a-mot, că provin de la 1000 de flori. La noi nu se mai întâmplă lucrul ăsta de mult. Mierea polifloră de cea mai bună calitate ar trebui să fie miere alpină, dar pe pășunile alpine este foarte greu de făcut pastoral datorită accesului. Și nu în ultimul rând, datorită condițiilor meteo, recolta este absolut incertă. Dar adevărata miere polifloră de acolo vine.